S-a acționat cu efective mărite polițiști rutieri de ordine publică, de investigații criminale, jandarmi sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, s-au efectuat controle în patru locații publice, iar polițiștii rutieri au oprit pentru verificări mai multe autovehicule, pentru a-i descuraja pe cei care intenționau să urce la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, toate la legea pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, în valoare de aproximativ 10.000 de lei și au fost constatate patru infracțiuni, una de natură judiciară și trei la regimul circulației pe drumurile publice.